Haide, minim. Domnul Virgil. Da, Barosane. Bună dimineața. Vă salutăm. Bună dimineața. Ne-am întâlnit de dimineață pe la vreo cât oare? Nici nu mai știu ora. 7:30. Așa. De dimineață, de dimineață. Aici cu băiatul tău, cu domnul Răzvan. Să-l vedem pe domnul Răzvan. Răzvan, ei, te salutăm. Domnul Cristi, salutări. Aici am vizită la domnul Nicolas. Da, un... Dumnezeu, mă bagă un pic în cadru, te rog. Așa. Vreau să spun ceva. Un om de 100 de stele. Dar fii atent. Să se înțeleagă, perfect. Aici, cu, aici împreună cu tatăl dânsului. Cum vă numiți? Numele mic. Nicolae. Cu domnul Nicolae, cu prietenul nostru, cu domnul Adi. Da, Potcovarul și fierarul nostru de la Hunedoara. Cum vă simțiți aici la Sibiu, domnul Adi? Foarte fain, la prieteni. Cum să nu te simți bine? Așa. Da, pune un pic acolo în cadru, domnul Cristi. Aici îl avem pe, și pe prietenul. Cum vă numiți? Gheorghe. Cu domnul Gheorghe. Ce chept are calul ăsta, bă, fac. Și de unde l-a achiziționat, bă, omul ăsta? Păi acum să știe. Nu mai trebuie să zice. Copile, tu? Ai venit să ne vezi? Hă? Hai aici, bă. Ei! Diesel, mă. El crede că e diesel, mă. Ea e agitat pe mă. Da, da, da. El a fost cu minte ca un pui. Asta nu-i rău. Foarte cuminte, domnule. Poți să-l întorci, domnule. Da, nu știu eu. L-am văzut. Înțelegem bine. Exemplarul ăsta n-ați fi avut de unde să-l luați, dacă nu l-ați fi luat de la domnul Virgil. Nu ați fi avut de unde să-l găsiți. O, dizelul, o, tată. Domnul Virgil, bine zic? Eu mă gândesc, nu știu. A? Da. Ne mai ziceți unul să mergem să-l vedem? Mai este, mă, Cristi. Ziceți-mi unde. Dacă eu nu știu, cine e, dar unde, unde? Aha, țic, la noi mai este unul. A, juniorul cel aveți acolo din Ghiuri? Juniorul. E frumos juniorul. Pe perete-o fost, dar pe... Ei se facă bine amândoi. Îl țineți foarte, foarte bine. Bă, Cristinel, eu zic că nevoie de prezentare chiar așa, el să știe, are 4 ani pe 5, acum a închis gura calul. Așa? Deci în martie. Își menține frumos culoarea. Zic că își menține foarte frumos culoarea. Acum să deschide Mercedes-urile pe el. Îmi pare bine că a ajuns la o mână bună. Înțelegi? Da. Îl ține curat. Întreținut foarte, foarte bine. Deci, domnul Nicolas, duceți-l un pic încolo și așa să-l țineți către domnul Virgil. Îl ține să, cu fața sus. Să-i găsim poziția. Are 2 săptămâni de prezentare. La domnul Nicolas aici. Și schimbare la el. Și fii atent. Hai aici la Virgil. S-a făcut mai sexy. 2 săptămâni are vreo 6 monte. Frate, domnul Nicolas, îl ține și de montă, așa-i? De montă, de montă. Aici, pe zona Sibiului. Da. Noi acum ne aflăm la Șura Mică, nu? Șura Mare. Un loc foarte frumos, cu oameni foarte faini. Sunteți gazde bune. Ne bucurăm de cai, de frumusețea lor. Și sperăm ca lumea să aprecieze ce au ajuns în județul Sibiu. Arunsare de monte. Ia. Da. Ia-o acolo, domnul Cristi, o poză de copertă. Aha. Diesel ho. Puteți să, domnul Nicolas, mai dați-l încă 2-3 pași în față. Aici, pe... Mai încoace. Așa. Opa. Ăla e. Mai faceți un pas în față numai. Unul numai. Ho. Mai unul. Încă o dată. Mișcă, bă. Aia e. Ce-ar sări Răzvan acum că l-are pe el, dar numai a lui. Bine, domnul. Nu mai atât, gata. Situația asta chiar, nu să... E echipat adecvat de călărie? Da, 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 de călărie. Domnul Răzvan, aveți și zmulițe în picioare? Da. Să văd. Ai, 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 no, nu-i rău. Cum să fie rău? Oi, oi, oi. În halul ăsta... Te arunci sus? Nu-i problem, pentru că ai orice. Asta, asta. Microbul de la cal nu-l poți lua niciodată. Da. N-ai de unde. Domnul Nicolas, acum stă foarte frumos calul. N-ai de unde că e băgat în virus în noi. Ăla-i pe sub cămașă, pe aici. Exact, vene. E sub piele, în sânge. Pe aici, aha, aha.
Ia uite-te, Răzvan, nu asta e poziția lui frumoasă, vezi? Asta e cea de copertă, o vezi? Ne. Ori asta, ori ala altă. Să-ți facem ca și caii, ca să... Dizele! Urecheată! Hai un pas, tată, hai un pas în față! Hop! Domn Nicolas, puteți să-l prezentați acum cum doriți, că noi am prins imaginea. Plimbare. Puteți să-l duceți un pic către rulotă, cum doriți. Și puteți să ziceți ce doriți. Yeah. Vezi acum, Cristi, cum se închide la culoare negru, se face. Frumos la potcovit, da. Îmi place, l-a băgat în jur, da. Unde, unde l-ați potcovit, la domnul Ion? Nu, ai cașuț. Cașuț, la domnul Dinu. La, de central loc. Îl apropia să vedem un pic potcoveala. Potcovești ceva în oricum. Stai că vedem noi. Da, dați-l mai. Pop, pop, pop. Răzvan, ai curat să te bagi? Asta, sau, ce? Nu, zic că ai curat să te bagi. De ce mai nimic? Nu mă refer de pantofiorii tăi. Nu-i problemă, domnul Cristi. Tătăi, curăță fără flex. Așa, așa. Numai din de altă. Da, da, nu, aia e de apreciat. Frumos. Numai de altă, da, fără da, flex. Da, da. Cum? Am început obiceiul acum, cu flex. Da. Nu aprind unghiile la cai. Da, dar trebuie avut grijă cu flexul. Să ard la cai. Hop, hop. Hop, Diesel. Oh, de sus. Cum se numește prietenul dumneavoastră? Ce ne ajută? Ion. Domnul Ion. Diesel. Diesel, de sus. Așa, rapid, înăuntru. Lasă, lasă-l. Lasă că știe el. Așa. O, tati, fain eu. Aici cu, aici cu prietenul dumneavoastră, cu domnul Ion. Domnul Ion, viață bună la fermă, așa-i? Foarte bună. Face potcove faine. Pe cuvânt. Țineți așa? Țineți așa? Foarte frumos. Fără măsuri, fără nimic. Din vorba le-o făcut. Potcovele. Aha. Hai, Diesel, hai! E frumos, Diesel. Hai să mai liberăm un pic. Așa. Hai, Diesel, hai! Nu bată-i mereu să-l bată, să știi, desenat. Domnul Nicolas, noi n-am pus mâna pe cai astăzi. Da. De câteva zile. Zic că nu am pus mâna pe cai. Da, da, n-ați pus. Hai să vedem dacă putem pune mâna pe el. Garantăm pe el. Da, cum? Copile! Mai mușcă din când în când. Du-te, mă! Asta nu știe să muște. Ba, mai mușcă cât un om, așa, că nu-i place de el. Cu domnul Cristina are treabă. Hop. Momentan. Da, e frumos. Vă mulțumesc tare frumos că am putut pune mâna pe el. E, Diesel. Bă, domn Cristi, s-o mai mânca vă cinci oameni. Râdem, dar sunt armăsari care... Toți ne-am dat... Toți și-ar dori... Cine nu și-ar dori un armăsăruș așa cu minte? Da? Vine domnul Ion și-l aduce și pe celălalt. Da, îl lăsați și pe el aici, nu? Să-i vedem pe amândoi deodată, nu? Dacă vrei, îl legăm pe ăsta, pe Diesel, la remorcă. Știi? Da. Și îl prezintă pe ăla. Bun. Știi, ca să fie și ăsta în cap. Răzvane? Da. Te-a fost drag de el, așa-i? Foarte. Ha? Foarte, domnul Cristi. Leagă la copil ăla, bă. Vezi că are ața după gât, ată. Și o pornește în jos, unde zici. Pune-n portă. Nu, domnul Cristi. Eu acum n-aș vrea ca să prindem cadrul dintre ăsta, cum se duce remorca. Ceva la pe... E trasă prin de mână, bă. Sistem. Pe sistem. Da, mă. Da. Și că e portret. Portret. Are la vai, că-s emoționat acum, că luau ei. E, după. Da, după ce l-am dat. După război. După ce l-am dat și l-au văzut. Da. L-au văzut postat la domnul Nicola, știi? Toți, rapid. Domnul Virgil v-a sunat în legătură cu calul. Mai dați, nu-l mai dați. L-am dat. Ce să mai dăm? Gata, e vândut. Da, uite acolo domnul Cristi. Și... acum, domnul Virgil, acum îl mai ai pe juniorul din Gyuri, da, așa-i?
Pe ăla și am doi frizieri. Da, dar juniorul trebuie să-l revedem noi. Da, e frumos tare. Să-l vezi cum s-a făcut acum. Cristinel, sper să... Fii atent la Diesel. Oare iar rulot la vale? O și oprește dacă vrei. Da, Diesel! E, măi! Băi, calul, măi! Stai, Cristinel! Stai, tamă! Ce, mă, tată, măi? Ia-l în mădă. Biciu nu lipsește din cuvânt. Ia-l în mădălin. Ia-l în nepot. E biciul nepot, nu vezi în el ține. Avem un mic ca el. Da, da. Asta de-a furisit. Are poneca. Are și poneca. Dar nu ce m-a prins el, ieri m-am prins pe el. Dar nu-i bun, știi, dacă îi dai să țină de aia. Nu-i bun. Nu-i... Îi plac biciere, uite ce bici are. Da. Vezi, i l-a făcut tatăl. Da. Are bici fainul. Aici un armăsăruș pe nume Mircea, foarte frumos. De 4 ani. De 4 ani. 4 anișori. 4 ani are. Mircea. I-a dus de la Câmpul Lung, calul. Câmpul Lung moldovenesc? Da. L-a cumpărat domnul Marius de la Sebeș. De la Câmpul Lung, de la cine? Da. De la cine? Nu știu persoana. Și l-am luat eu de un an de zile, calul. Foarte frumos. Foarte frumos. Puteți să-l țineți așa? Coronavirus. Ăștia cu salvarea? Da, cu corona. Nu lasă-i. Domnul Nicolae, dați-l încolo către căruță. Domnul Virgilie acolo vă ajută dacă îi vreo șmecherie? Dați-l lângă căruță și să se uite la ăsta la alt. Să se uite la sur. Aia-i. Zice domnul Nicu că e de 4 ani. Domnul Nicolae, ce v-ați gândit? Nu mai puneți nimic pe lângă ei? Până mai luăm ceva. Facem achiziții. Să facem o pereche odată la... La Diesel. Aici lângă rulotă se află Diesel, da. Și de față Mircea. Mircea, zi și Bacardi, zicea domnul Marius. Bacardi. De la ce vine aia? Nu știu, așa e o pus ei. Ia. Domn Virgil, poți să stai tu între sur și el, știi? Dacă cumva... Da, nu cred că e problemă. Are cai frumos. Da. E, mai aveți un mânzuț? Da. Păi el unde o să legați acum, domnul Nicolae? Nu știu, o să leg. Atunci că o țin eu dacă nu. Da, îl ține domnul. Are un mânz din grizzly. Ha? Mânzul din grizzly. Un murg? Da. Uite, acolo trebuie să fie, numai cu minte iar măsarul. Cum vă numiți dumneavoastră? Gheorghe. Domnul Gheorghe.
Bun. Așteptăm să aduceți mânzuțul. Da. Nu putem să-l legăm aici. Aici voi sunteți profesioniști. Nu te teme. Nu te teme că nu se bate. Nu să se sperie. Lasă-l în sus cu capul, Gheorghe. În sus, tata. Așa. Aia, dar păi... Da, da, nu. Dar nu se cocorează așa. Stai. Domnul Adi. Nu se cocorează. Dar se pune bot în bot, mă. Nu se cocorează cu spatele. A, vrei să se cocorează? E. Dă-i bot la bot. Pune-i, mă. Eu am vrut să nu se... Asta să se vadă. Ambii. Vezi diferență? Hai mai încoace. Ce zici, Cristina? Așa-ți place? Da, da, nu, așa. Aici, banatul, pruncea, bă! Op, 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 ușor, ușor, ușor. Hai dați cu el. Când l-ați întors, viraj de acolo. Că-i... Să nu-l lovească la dar. Lovește cu potcoas. Spate nu mai are butoane. Cine? Mircea? Mircea. Le-ați dat jos? Eu căst, trebuie potcovi din nou. Domnul Cristi. Oricum filmezi. Și dumitale ți-au plăcut. Îmi plac. Îmi plac. Aia că plouă? S-a v-am zis. Domn Nicolas, inițial îi țineți pe toți în același glas, nu? Da, da. De ce îi se cunosc? Da, se cunosc, dar nu le dau drumul împreună să nu... Aici cu... Devină incidente. Da. Aici cu prietenul dumneavoastră, cu domnul Ion. Da. Pe care îl salutăm cu respect și mulțumim că ne ajută la prezentarea cailor. Aici prezentați-o un mânzuț de... Mânz de 11 luni. 11 luni. O făcut acum. Dintr-o iapă frumoasă murgă. Da. Eu... De la... Domnul Nelu de la Gura Râului. Așa. Din armăsărușul dânsului, șai? Grizzly. Hop, 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 să nu lovească pe cățel. Hop, 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 dragule. Tot ce bagi acolo la lovitură. Ce te-ai sârmă cu el, am sârmă cu el, am sârmă cu el, am sârmă cu el, am sârmă cu el. Domnul Ion, cum vi se pare mânzuțul? Bun. Ce spui? Cu minte. Voi să dezvăcă un cal rău. Frumos. O să se facă un cal frumos. Când o să-l învățați? Când o să-l puneți la asta? Să-l învățați la căruță? La 2 ani, știi? 2 ani jumătate. La ani, pot să-l pun. Dacă îl mai pune domnul Nicușor, nu știu. Pot să-l pun altcineva, de eu nu mai știu. Vi de dat? V-ar fi de dat dacă ar... Ăsta. Ar fi să-l dau că vreau să-i fac pereche la diesel. Așa, așa. Și, deci... Și Șargui de dat. Și Șerguțul, da, Mircea. Lui ce nu mi-a spus? La Murguț. La Murguț i-a pus El Zorab. El Zorab? Da. Foarte frumos. Nașul meu de la București o zis să-i punem numele ăsta și așa am hotărât să-i punem El Zorab. Vine dintr-o poveste mai așa, așa. Veche. Asta cu la pașa vine un arab. Eldorado. Exact. El Dorado. Da, și ziceam în seara cum, ce nume se pune. Și am decis că... Dar bani ține asta. El Dorado. E foarte frumos. E foarte frumos. Acum știu, să-i curăță răspunsul. Are perspectivă mânzul. Va fi un căluț, va fi un căluț mare, un căluț da. Puternic, va fi un căluț bun de muncă. L-ați potcovit și pe el? Nu. Nu. Dar ce mi se pare mie că nu are noroiul pe spate. Pe spate. Nu ți se pare că se vede? Ba da, da, nu e noroiul. Băi, dar așa sub formă de potcoavă, mă, omule. Și pe sale din față la potcoavă. Așa e? Hă? Deci nu am zis eu așa nici numai. Nu, nu. Da, da. Zici că... Zicește mai mult. Da. Deci ziceți că va fi un căluț frumos ăsta. Da, se trage din Grizzly original. Așa, așa. Și... Dintr-o iapă frumoasă murgă. Da, de la care am văzut. Mică. Așa, așa. Am văzut-o foarte frumoasă. Domnul Ion,
Puteți să-l mai învârtiți, să-l mai învârtiți odată și puteți să-l duceți. Da. Da. Prin mașină nu-i ceva, avem cuțit ceva. Avem cuțit. Hai. Îl crește dacă era din ăla la mingi ăsta. Da, domn Virgil, v-ați făcut dentist? Poftim? Sunteți dentist? Da. Ha. Lucrez acum la Dan. Acum aruncă mărginile de 4 ani. Acum schimbă. Tu cum stai cu plombele? Greu, domnul Cristi. Domn Virgil. Domn Virgil. Eu și Răzvan avem probleme cu plombele. Bă, știi care e treaba? Hai să-ți spun. Calul schimbă acum, știi? Acum face 4 ani. Și o picat un dinte și mai stă puțin acolo, îl deranjează. Și să-l trageți afară. Să-l trag afară, mă. Cum au făcut băieții de la noi, de la Cluj. Da. Domnul Dorin cu domnul Costel. Pac, pac, l-o... Păi, hai, vreau eu să fac făcut extragere. Să-i fac o extragere. Așa, așa. A, înseamnă să fim alături începătorii, ca mine, să fim alături ca... domnul Virgil, să putem învăța lucruri bune și da. Le mulțumim că e alături de noi. Dar uitați aici numai. Da. Uite, vi-l arăt cu degetul. Da. Ce ziceți? Ha? Eu mă bucur că a ajuns la mine. Păi, dar cum? E frumusețe. Mi-a dat știință la domnul Virgil de emoționat. Zic că nu mă așa vrem să mai vedem unul de ăsta, domnul Cristi. Domn Virgil. Oameni. Cred că am primit, ce să nu exagerez, că prea mult și doamnă zice lumea că poate vorbesc prea mult. Peste 100 de telefoane pentru calul ăsta. Oh, 200. Dar nu s-a nimerit. Deci nu s-a nimerit. Știi, s-a nimerit aici la omul ăsta, că e bun și calul e bun și bine a ajuns la o mână specială. Și aproape de noi. Și aproape de noi. Da. Îl mai putem vizita când vrem. Așa, știi? Da. Nu e o problemă. Dar a ajuns bine calul. Deci îmi pare bine că a ajuns bine la un loc ca lumea, la niște oameni cu mare caracter, am mai spus și repet, 100 de stele. Așa. Gata, aici și spune... Domn Virgil, numai o secundă. Da. Acolo aveți trei, cum le zice la ăștia? Ajutoare. Da, da, nu, da, da. Dar cum le zice la ăștia? Ucenici. Nu ucenici, mă. Eu sunt doctor și am trei dintre ăștia. Asistenți. Asistenți. Da, aveți trei asistenți. Acolo așteaptă ca să faceți extra. Da, e proprietarul, măi. Așa, așa. Ai găsit un cuiește pe gen. Clase normal de la de tras cuie, știi, că cu ăla mi-a te-l tai jos, că îi stă în carnea aia și e păcat să stea acolo iurea, știi? E genial. Ce nu poate mânca carne. Tată. Domnul Ion, mulțumim tare frumos de ajutor. Vă așteptăm să veniți după Surut. Sau Surutul aduce domnul Nicola. Știe domnul Ion să ține de carne? Să știi că știe. Nu dorim. Bă, câte știe ăsta de Nicolae, domnul Cristinel. Opa! Op. Ai mai făcut o dată un pas, un pas. Domnul Nicolas. Da. Vă mulțumim tare, tare frumos de ospitalitate aici cu prietenul nostru, cu domnul Virgil, cu domnul Răzvan, cu domnul Gheorghe, cu tatăl dumneavoastră. Și noi vă mulțumim că ați ajuns la Sibiu și vă mai așteptăm cu drag. Da, ne-a face plăcere întotdeauna, domnul Cristinel, să... și apreciem gestul dumneavoastră ce-l faceți pentru animalele din România și să fie cât mai mulți iubitori de animale și să se redeschidă expozițiile. Să se redeschidă, să târgurile. Ieșim la așa. Târguri. Târgurile să ne vedem. Să ne dea drumul la târguri acum, plan. După treaba asta și nouă. Da. Să putem să mai... Trebuie să trăim cu speranțe. Da, a fost și înainte atâtea și târgurile nu sunt. Deci, Cristinel, cum am mai spus, e de montă. Așa zice domnul Nicolas că deja are vreo 6-7 iepe. Deci montate. Două săptămâni la Sibiu. Cum are la montă? Foarte bun. Activ? Nu-i somnoros, nu? Nu-i somnoros deloc. Bun. Vă mulțumim tare, tare frumos încă o dată. Da, și noi mulțumim la și... domnul Virgil și dumneavoastră, domnul Cristi. Așa. Ne-a făcut plăcere să-l vedem pe Suru Diesel, să-l revedem. Să-l revedem, da. Și să-l vedem tot timpul sănătos, să prindă 30 de ani. Să fie sănătos și el și proprietarul. Să le dea Dumnezeu sănătate. Și la domnul Nicolae. Să colaborăm, să fim multe sănătate la domnul Virgil, să fie aproape de noi începătorii. Așa, așa. Să mai învățăm de la oameni în vârstă care au experiență mai multă. Și să fie de agur și
Să aprecieze lumea din jur. Toată lumea să fie lume, știi? Să fie lume, știi? Că atunci își dau ei seama, băieții. Așa. Mulțumim. Mulțumim și noi. Sănătate la toată lumea. Sănătate, sănătate, numai bine. Ei, băi. Mulți bani, mulți bani, domnul Nicolas, cu el. Da. Mulți bani. Fii atent aici, ca de final așa, că de închide. Cât păr are el pe el ăla, da. Numai Mercedes-uri, așa, câte fire. Atâția bani să faci cu el, mulți, mulți. Și să ai noroc la el, să trăiască. Și atunci, și dumneavoastră trăiți, și calul, și noi toți. Toată lumea să fie fericită. Domn Virgil. Să ne revedem numai cu vorbe faine. Așa. Vorbe plăcute, să fim prieteni. Depinde de mine. Că vezi tu că multă lume care vorbesc. Da. Domn Virgil, viață bună să ai. Super bună.